Cei 38 de bătrâni cazați la căminul de persoane vârstnice de la Mironești au fost vizitați joi de reprezentanții Episcopiei Giurgiu. Sectorul social al Episcopiei desfășoară în această perioadă a postului Paștelui o bogată activitate dedicată așezămintelor de bătrâni, caselor de tip familial, așezămintelor sociale și unităților spitalicești. Vârstnicii de la Mironești au primit pungi cu daruri și le-a fost organizată o slujbă, la care au mai participat maica stareță și călugărița Gărițe de la schitul din sat. Cu binecuvântarea preasfințitului părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. Vedeți? Da, da. Vedeți? Și aici aveți rugăciuni. Aveți o mulțime de rugăciuni, iată, despre necesitatea rugăciunii. Gestul omenesc și creștinesc al părintelui Popa Edmond Nicolae i-a emoționat pe bătrâni până la lacrimi. E foarte frumos că v-ați gândit la noi, la bătrâni în general, și că nu suntem căutați, adică suntem apreciați și se gândește lumea care se gândește încă, cu toate că suntem bătrâni și neputincioși, sunt oameni care se atașează de noi și ne ajută și ne respectă și foarte frumos din partea lor. Părintele Popa Edmond Nicolae le-a promis bătrânilor că le va organiza o vizită la Episcopia Giurgiu, dar și că va continua acțiunile de caritate pentru persoanele vârstnice.